Hai să venim cu un video, să rămâne și un video cu poveste. Am venit pe o altă alteră și mă duc iară țin pe plajă. Blocuri, restaurante, baruri, păcănele, sunt sături de ele. Mă, ce vreau să vă spun, vreau să vă aduc un pic așa o chestie în cap. Aici, într-un timp m-a crezut că eu sunt în Ucraina aici. Aici toată lumea e ucraineană, mă, tată. Toată lumea vorbește ucraineană. Dar și chiar toată lumea. M-am gândit, mâncați, astea, cum Dumnezeu, e război acolo, cum? A, gata, după aia mi-am dat seama, gata, că știu care-s mecherile. Săracii la război, bogați în vacanță. Da, asta este. Asta este oriunde și asta așa va fi oriunde. Tot timpul. Cam cum vedeți acum cum arată așa blocurile astea, m-am interesat cât face la reducere, ca să vedeți, promoție, așa ceva. N-am văzut în viața mea. Deci promoție, 1000 de euro metru pătrat. Nu mi-o vin să cred, dar nu te ești prost. 1000 de euro metru pătrat, tati. Deci cam un apartament, așa l-am estimat la vreo 50, 60, până și 100 de metri pătrați, depinde. Deci, vă dați seama, cred că numai pe WC-ul dai 5.000. Dar care, ce 5 metri pătrați? Că e un metru pe 5 pe lungime, 2 pe 2, 4 metri pătrați, 2 pe 2, 4 metri pătrați. Tu îți dai seama, promoție 1000 de euro metru pătrat, extraordinar, nu? Asta e bună treabă, nu? Lasă-le acolo, zice să cadă jos de mie, să zic, hai Mircea, nu, mulțumesc. Aici mă pătim de vale treabă, aici pătim de iarnă frig, mă. Asta e normal, tăti sunt mai multe strânte de vacanță, nu stă nimeni, cine să stă aici? Aici noapte e frig, mă, cine lucră, pe aici, pe zonă. Să-și permită să-și cumpere un apartament aici, să stă vorba aia la treabă. Da, asta e paleza, chiar la Mamaia, și de aici mergem spre șmecherie, spații comerciale de vânzare sau chirie. Numărul de telefon am văzut undeva acolo, unde? Nu mai știu unde am văzut, pe altă stradă am văzut. Pe altă stradă, 1000 de euro metru pătrat. Nu mai văzut că Mircea e acolo în geam și face combinații. Vedeți? Am pus pe stativ acum, să mai filmez și eu cu stativul, mai ales orașele astea mai hai să le zicem că e treabă, cum zicem noi. Aici nu-mi bat capul. Bine, acum în perioada asta, să vorbesc și ucraineană, deci hai să mă ucraineană, oriunde merg pe stradă, numai limba ucraineană, asculti. Am fost și eu curios, bine, și multe mașini, sunt foarte multe de ucraineană, dar e foarte ușor să închirez o mașină. Ce? Nu e apărat să te prezinți cu mașina ta. Chirezi o mașină? Da, așa e, așa e treaba pe aici. Dacă așa e, atunci așa trebuie să fie. Deci că nu dai seama că românul e sărac, românul, mă, unde vine să românul la? Românii care sunt în România, mă refer. De cei care locuiesc în România, unde să vină la plajă? Vin și ei săraci, strâng acolo un ban și vin și ei în vacanță să-și mai pună și eu o poză pe Facebook, să zic că așa anul ăsta am fost la mare, suflă vântul. Da, pe funcția de stativ filmez foarte șmecher, mă. Foarte șmecher, da? Se descarcă trei elemente. Boxa, telefonul și stativul. Sunt trei elemente care se descarcă. Da, încerc cât de cât să... Au, m-am luat acum. Să văd așa cam în prim plan cum arată. Marea. Iubesc mașinile, mamă, eu le iubesc, mă. Tot ce căutați voi aici, trebuie să mergeți la fier vechi, că acolo vii locul. Airbag, stați o stațiune, tati, o stațiune, dacă, îi, uite-ți, uite, băiatul de la India, nu vine românul și-ți lucră aici, nu vine să-ți lucre românul aici, numai indieni, peste tot, indieni sau din zona Asiei, Asia, ei lucră pe trave și lucră românul pentru 20 euro pe zi? Dic 20 euro, că și să-ți dea 20 euro, ești mecă, că e un milion. Nu îți dă așa un milion pe zi. Nu îți dă. Pentru că așa-ți manevri. Și dacă ți-a dat un milion pe zi, nu îți bani un milion pe zi. Nu îți bani. Mai ales aici unde presupun că toate sunt scumpe la
Nebunie. Hai dați aici, cum arată mama aia. Asta e faleza. Asta e faleza. Păi ce să vă spun eu? Vara ce e aici. Uitați aici. Așa. Goale. Bine, sunt goale acum. Ucrainienii sunt numai. Ucrainienii. Tot ce vedeți în fața mea sunt ucraineni. Români mai rar. Români. Mai am văzut niște oameni mâncați la sufletul. Cu saci, mă, de sticlă. Ce faceți? Că, pe mine dați seama, le vindeți. Bă, aici să fac bani, mă, cu saci de sticlă. Mă, dați seama. Le aruncă turiștii. Mă, pe la terasă de asta și le golesc cum ar veni, știi? A fac pare că și aici sunt vagabonzi în ăștia care le golesc și le combine. Dar sunt anumite tipuri de sticle care era. Ați auzit? Am spus că aici se vorbește doar limba ucraineană. Sunt vacanță, băieții? Da, seama. Aici, de când a început războiul, da, seama, tot în vacanță. Uite să mai mergem pe acasă. Au și pe aici. Blocuri pline de blocuri, mă, plin. Pentru mine asta e nebuneală, fraților. Pentru mine chiar e nebuneală. Așa ceva pentru mine e nebuneală. Mie îmi place mie așa ceva. Prea multă nebunie. Gălăgie în bulzal acolo. Hai să luăm papa, să luăm sucul. Zici că acum sfârșitul lumii. Aici. Vă zic și eu să filmez marea. Să mai filmez și marea. Ia cu excavatorul. Ce ziceți? Da, asta ține 10 minute, a ține de mai mult, dar nu știu dacă să nu mă lese ceva, știi? Hai, alt cartier de blocuri. Asta e cel mai important chestie pentru turiștială. Blocuri multe și terase. Da, știți cum e, fiecare alege ce îi place, ceea ce place. Dacă se simte bine aici, e bravo lui, nu-l subestimez. Și n-am să fiu deranjat de lucrul ăsta. Fiecare face ce vrea. Dacă îi place ei să stea, este loc. Dați-mi și băieții că acum încă nu e loc acum să pregătesc, dar nu vă speriați că aici o să fie, uitați acolo și globul cu lumini. Vedeți cât a fi o bere. Îți dai seama, dacă ți-o băga și globul, e bun. Te transformă globul. Te-ai uitat la bloc, te-o transformat în donator. Nici o problemă, dar contează că ați fost la mare și o să fiți la mare. Eu sunt acum și îmi face deosebită plăcere să ies afară de pe aici, că pentru mine astea sunt nebunieri. Eu le-am trăit astea și știu ce înseamnă. Eu am băut cafea cu 15 euro, am băut o cafea în Italia. 15 euro, doar ca să mâncăr telefonul. Doar ca să mâncăr telefonul, am dat 15 euro pe cafea. Da, așa a fost acolo. Nu, 15 euro pe cafea și pe un suc. Nu, greșesc. 15 euro pe cafea și pe un suc. Și pe un suc, 15 euro. Amule, le pregătesc, băieții, cât de frumoasă să fie. Asta e cel mai important, să fie cât de frumoasă ca să le acoperim prețurile, știi? Știi ce zic, nu? Cât e frumoasă, uite aici, papa pier, închise, și acum se deschid. Nu vă faceți grijă că se deschid, să nu vă alarmați. Am vorbit cu băieții, uitați aici sunt pregătirile, cei care mă urmați, mare urmăriți, să nu ziceți că bani, nici mă duc la plajă, oare s-o deschis, umbreluțele alea cu fân pe ele sunt acolo. Aici statii sunt gata pregătite, doar să fii și tu pregătit cu cașcavalul. Dacă nu ai cașcaval, să știi că vei rămâne aici blocat și probabil că vei căuta o cantină să mănânci și să bei. Uite că au și biserica. Azi? Da, ăsta e.
Da, seara, pe aici când dau seama că văd terasele cu lumină, și luminez. Nu mai este. Cumpărați-vă, băieți, de pe acum. Cumpărați-vă de pe acum, ce am vrut să vă spun, instalații de brad, că așa le cumpără toate, tate, și vă rupe prețurile. Uitați. Ați auzit? Astea sunt italiene, construcțiune, deficiune, ce se termină cu E. Buongiorno, e de la pasta asciutta con formaggio. Da, băieți, sunt treburi pe aici. Nu vă speriați, uitați-vă bine la filmare, să nu ziceți că n-aveți pregătit totul. Totul este pregătit. Și acolo, meniu, hamsie fără cap, 40 de roni. E bun. Uite, o bere la taraba asta, o bere, 10 roni, dar la tarabă. Deci asta e o tarabă, un vagon de tren. Un frigider care vinde bere la 10 roni. Un pahar de bere la 10 roni. Da. Hello. Ați auzit? Turiști, uite-te, care ați vrut să veniți aici la barul ăsta, e gata, pregătit. Saltelele acum vi le spală de păduții de nisip. Și nu vă bateți capul că treaba e aici. Eu dacă vreau ca să câștig audiență și să vă fac și eu că sunt și eu pielea lui Le Fasole, mă dau mare că sunt un reporter, că privim fetele și mai ales când vede câți abonați am, zice că sunt famous. Da. Asta e. O fugi copilul, căutați copilul. Nu l-a văzut pe Vasi, din brațe, era mic. Era mic, o să mai pun, era mic în brațe, Vasi. Deci Vasile, am auzit și un român. În sfârșit, la două tineri erau ucrainene. Vedeți, pregătiți, băieți. Deci să n-auzi, bă, Mircea, n-am văzut filmarea cu mamaia și cu astea. Am vrut să vin și când am venit, uite, zonă cerceaf. Deci asta e a primăriei. Vedeți? Aici e gratis. Asta e zona cerceaf, vedeți? Asta e zona cerceaf, aici e a primăriei. Adică poți să vii aici să faci plaje. Te-ai duci la celelalte, plătești, ca în Italia. Plătești, deci pe plajele tale, dacă nu ai bani, nu poți să faci plaje. Nu poți să faci plaje, pentru că, cum am spus, toate sunt pe interes. Toate sunt pe interes. Asta e zona Șarșaf, încă. Așa se numește, zona Șarșaf. Uite, încă. Asta e zona. Cam și asta acum se pregătește, după cum vedeți, turișeală îi. Un băiat în pantalon scurs stă în apă, să răzgânde, să intre. Hai să văd, nu intră. Uite, băiatul cu combinația. Domnișoara cu băiatul. Păi nu, așa nu-i trimite nimeni la muncă. A zice, bă, Mircea, păi, cum? La ora asta, tati, la plajă, în luna muncii, când se muncește? Nu, uite aici, restaurant, măcați așa. Combinații, mă, ce mai... No, lasă-le fie acolo. Lasă fie așa cum e. Acum suntem la mamaia. Mă duc tot înainte. Nu stau că... mă culc pe plajă, nu-i problemă, da? Mă culc eu acolo unde... Bă, celelor mă interesează pe mine. Dacă vine la mine, îi spun, tată, nu mă lua cu dinață, că nu-ți mănânc plajă, e în sărăcie. Dar nu ți-o mănânc. Dar m-aș uita undeva dacă văd undeva o priză și să am avantajul ăla de dimineață, știi? Să mâncar prize. Uite. Asta e tot. Deci mă duc cu e până la Constanța. Știu, până și trec din Constanța, tot falezul o să am. Da, nici nu țin prea mult discuția. Aici se pregătește. Care vreți să veniți aici, încă să nu veniți, că încă nu-i pregătit. Acum au băgat țărușii în pământ, să vă pregătească umbreluțele. Acum vă pregătesc și umbreluțele. Eu nu o să fac în veci vacanță din asta, mă. La munte, tată. La munte, mă trag lângă un lac sau lângă un râu, îmi aduc un frigider, mici combinații bere și stau cu picioarele în apă și mă uit la copaci.
Asta, și ascult păsările. Ascult să văd dimineața păsările, dar nu ciorile. Unde e copac, l-am tăiat. Când mă duc la vacanță, unde văd un copac lângă mine, îl tau jos. Îl tau jos, că vin ciorile și iar... Oh, ia și palmierii, le-au pus de plastic. Ăsta zi plastic, mă. E zi plastic, vă jur. Așa zi plastic. L-am brobodit, au făcut acolo chestie și zi plastic. În Italia erau frumoși, în Italia. Foarte frumoși, foarte frumoși alea. Uite că spuneam, uite, vezi, la mâine să mă culmi, frică mie, îmi bag portul oriunde și îmi tac piciorul meu. În ce zic ei? Ne zicam-l pe capo, să vină capo. Stai să ieși să fie noapte aici. Să vezi, plimbări, treburi. Să aprind beculețele ăla, păi să faci un plimbător aici de la greu. Ați văzut? Deci uitați. Oricât v-aș încerca să evit blocuri, n-am cum. Asta de unde vine. Vedeți? Și nu mai vă spun, în spate fiecare bloc are încă 10 blocuri în spate. Deci fiecare bloc are încă 10 blocuri în spate. Deci pe lungimea, fiecare bloc, sunt două blocuri și alei între ele și iar blocuri în spate. Ia, dacă vă, mă credeți. Ah. Uitați, alt alee, vedeți? Asta e. Da, ce să vă zic? Hai să facem o închidere. Da, să facem închiderea către plajă. Da, cam asta e, băieții. Plaja Manor. Asta e. Ne auzim în alte chestii. Adică mai un pic mai în față. Să mai bine zis live-ul de diseară, unde pot să închiu ideea. Dacă filmez așa chiar două ore, tot aș putea filma până în capăt. Și același lucru ați vedea, paleză, blocuri de lux, hotele, restaurante și multe chestii. Am spus, pentru mine astea nu sunt interese pentru mine, eu sunt în circuit și circuitul meu în direcția aia. Deci înseamnă că trebuie să mă duc înainte. Să văd dacă o să găsesc între timp ceva, ceea să-mi placă, să rămân. Probabil că am să rămân. Până în alta, v-am pupat și ne vedem pe combinație. Suntem la Mamaia, buongiorno, capo. V-am pupat, pa, pa, la treabă. Apropo, bănișorii i-a strâns perfect. Astea vă așteaptă să vi le mănânce. Pa, pa.